Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un Frame Simulator 19 și am o poveste destul de interesantă cu autodrive-ul. Ah, și apropo, în sfârșit l-am făcut să funcționeze, deci big like pentru mine. Ok, ce trebuie să faceți este doar să vă salvați. Nu, am uitat, la asta nu merge. Da, aparent la asta nu merge autodrive-ul, nu înțeleg de ce. Nu știu cum a fost conceput sau așa, dar aparent nu-i merge autodrive-ul. Și nu înțeleg de ce. Ok, o să-l las aici și o să intru într-alt vehicul să vă arăt ce trebuie să faceți și după o să vă arăt și o poveste super interesantă cu autodrive-ul. După ce l-am făcut să funcționeze, mi-a dat mare țepană. Bun. Ok, hai să intrăm în... Ai Merțan. Bun. Intrați aici foarte... Nu aici, scuzați-mă. Vă dau aici mare clickbait. Ok, deci intrați aici, aveți salvare și mereu să salvați, să dați pe save. După care, când intrați în... joc, dați pe un load, un back și după vedeți că vă apar toate traseele pe care le-ați făcut. Hai să-mi vă arăt. Mamă, mi-a trăsnit spatele, ok. La floor mill, bam. Am uitat, n-am tras-o pe aici. Ok, eu las pe băiat că văd că... stați așa să-mi pornesc to editor on apply. Ăsta, ca să înțelegeți ce face, mai apeși încă o dată pe ăsta și apar bulele alea. Bun, acum îl trimit la floor mill. Nu de aici, ai mai din față. Mă, deci dacă vedeți ce am făcut aici, vă doare capul, băi, uitați. Deci, vă doare capul, iute-le aia. Uite ce aici. Ce aici? Spuneți-mi voi mie ce aici. Ok, hai să vă spun o poveste interesantă care mi s-a întâmplat cu Gigel, lucrătorul pe autodrive. Deci, fiți atenți. După cum vedeți, eu am pus astea acum, să fie așa, mai în zigzag. Și cred că o să înțelegeți după de ce le-am pus așa. Iar dacă știți de ce, puneți pauză și scrieți acolo în comentarii, fiindcă nu vă doare mâna. Și dacă tot sunteți acolo, dați și un like și un subscribe de asemenea dacă vă place. Vedeți că acum mai am zigzag și are viteza destul de redusă. Cred că ați văzut în thumbnail ce s-a întâmplat, dar oricum, eu vă povestesc. Deci, l-am pus pe Gigel frumos, se încarce să cu rapiță, 80 de tone, cum am pierdut eu 80, Deci, hai ca să nu mai de... să nu mai... plecăm de la subiect să povestim direct. Deci, l-am încărcat 80 de tone frumos și îl trimit aici la floor mill, fiindcă era prețul cel mai bun. L-am trimis să îmi vândă frumos Gigel acolo. Da, ce nu știam eu e că Gigel, băiatul nostru, de-abia își lase permisul, mă. Deci, de-abia își lase permisul. Mă, știam eu că el așa, ce să-i fac și eu? Am zis să-i dau și lui un ban, dar de unde? Că băiatul meu nu vrea bani. Ok, hai stați așa să îl întorc spre home și dăm un bam și un bam. Ca să se plimbe el în timp ce eu vă povestesc. Și eu înainte nu aveam ruta asta direct în zigzag frumos, așa, aveam drept, știți? Drept frumos, ca ultimul nebun. Hai să vă las traseul, dar nu fără buline. Bun. Și când aveam traseul drept, nu știu de ce ăsta, boss, n-avea control deloc, mă. Deci eu nu l-am văzut pe el și așa, dintr-o dată când l-am văzut direct sub râu, ești nebun? Sub râu. Și faza interesantă e că era pe autodrive, boss-ule, și nu puteam să intru în el. Da. Deci da, cum ziceam, deci traseul era drept și eu nu, având foarte multă viteză, nebun, gigelul ăsta e nebun, boss, nu știe să frâneze, știți? Nu, e nebun. A stărit în râu, mâncați-a, și deci în râu, boss-ule, deci uite ca ăsta așa făcea. Deci nebun, uite așa făcea. Ia uita. E nebun. Dacă sare și ăsta în râu, eu plec. Deci cred că trebuie să mai fac niște zigzaguri, că ăștia pe aici văd că sunt nebuni. Ori să le scap viteza una din două, dar cred că le scap viteza. Și așa mi s-au dus mie 80 de tone de rapiță, foarte frumos. Uite aici am mai făcut niște zigzaguri ca să scade de viteză. Eventual, fiindcă când e în zigzag, aparent scade din viteză și da. Acum hai să vi-l arăt pe Gigel. Gigel aparent nu l-am mai găsit la locul accidentului și uite-l. Mi-am găsit doar vehiculele după ce am intrat în mapă. Uite-le aici. Da, le-am dat reset foarte frumos, fiindcă, da, reset știi cum, fiți atenți, deci eu le aveam pe autodrive și trebuia, știți că dacă sunteți în vehicul sau așa, nu puteți să le dați reset, mă. Deci fiți atenți, sunt aici și stați așa, să vă arăt, să salveze puțin, o să dureze foarte puțin, uite aici, bun, sunt în vehicul ăsta și reset, îi dau un reset, nu merge fiindcă sunt în el. Am încercat chestia asta și eu nu puteam să-i dau reset. Și ghiciți de ce. Gigel al meu era în vehicul, boss.
Și când am încercat, deci eu nu pot să intru la volan, fiindcă era în apă și nu mă lasă, păi mei chiar nu te lasă. Și nu puteam nici fucking să intru, să-i dau reset, ești nebun, și ce pui mei, cum iau eu vehiculul, puțin acolo m-am panicat puțin, ești nebun, dar nu. Și ce m-am gândit eu, cu 200 IQ, ești nebun la ca, fiți atenți. Ies din joc și intru iar, se dezactivează autodrive. Cine o gândea pe asta, boss? Cine? Spuneți-mi. Și fii atent, bă, bossule, nu te pui, nu te pui, deci tu chiar nu te pui, ești nebun la cap. Fuck e, gigele. Ok, am făcut eu câteva trasee aici, sper că v-a plăcut storytime-ul pentru asta, băgați acolo în com, hashtag gigel pentru el acolo. Avem la două din astea, Albasmil și Flormil, pentru că aici au fost prețurile cele mai bune și unde am trebuit eu să vând foarte mult. Mamă, cum vorbesc! În gamer, adevărat, ești nebun, hai că da. Și mai avem la silouzuri, ăsta este la recoltare unde le pui și ăsta cu V1 de vânzare. Nu înțeleg de ce e unul R și V1, dar lăsați-mă, eram handicapat atunci. Și na, asta nu mai zic nimic, a fost videoclipul făcut azi. Da. Ce ziceam că fac? Ah, da, boșilor, fiți atenți, am preț bun la lână, deci o să ne luăm merțanul și băgăm repede o goană. Ajuns la acasă, mă. Știu că l-am trimis de la Flormil. Telea, mamă, ce sughiț mi-a venit. Ok, mergem repede. De fapt, înainte, hai să văd cât e lână. Și sper că se vede mai mișto. Știu că se vede pe 780 sau 20, pe mei cât o fi. Dar sper că se vede ok, că n-am testat deloc să văd cum se vede. Și trebuie să testez cum ar veni să mă uit pe telefon la videoclip, fiindcă cei mai mulți dintre voi sunt sigur că vă uitați după telefon. Sincer, na, nici eu nu m-aș uita. Adică, cred că mai sunt, mă, dar nu sunt destul de mulți. Aia ce face? A, da, am uitat, ăsta mereu se blochează aici. Aolei, fuck it. Cred că videoclipul ăsta o să-l fac de 20 de minute. Nu știu de ce, presimt asta, presimt eu asta, presimt, uite așa, știi cum? Uite așa, bam. A ajuns aproximativ, mai are în stânga. Bă, da, hai să-l punem în calme, ce facem aici, ce facem aici, ne batem în joc de cultură. Păi, dar cum se poate așa ceva? Un H de aici. H de aici, ești prost, băiatul. Un H de aici. A, fie că nu-mi dă pe acolo. Dar ce-am făcut, mă, de nu-mi dă pe acolo? A, e deja fertilizat. Da, am înțeles. Uite o cioară. Ok. Trebuie să mergem repede aici. Ce asta? Ah, ok, am înțeles, e cazan. E cazanul. Merțanul meu a ajuns în fermă. Da, uite aici. Merțanul nostru, crom, bă, băiatule, mafia, direct. Uite, fiți atenți, am traseul la oi. Bam. Dacă vedeți traseul acolo, vă dați cu palma în cap și mie că mi-au mare dislike pe toate învălmășele. Fie, cam și aici am învălmășele, ești nebun, uite. Bă, cred că numai eu le înțeleg pe astea, de fapt și voi ar putea dacă v-ați uitat așa la ele și cred că o să vă dați seama, fiindcă tot ce e acolo are o logică. Eu, bă, de fie, le-am gândit. Bă, try harder, eram, bă, pe trasee autodrive, deci... Mamă, mamă, ok, și dacă vreți să fac... Aolea. Cum ziceam, dacă vreți să fac un episod în care facem, creăm trasee și vă mai învăț una, două, care le-am mai învățat și eu pe parcurs, fiindcă am și acolo vreo 2-3 luni de autodrive, nu pare mult, dar na, mai bine băgam și acolo vrăjeală, un an de autodrive, hai că un an, dacă e. Și la fel și aici, eu învălmășeală ca... Nu mai zic că după... N-ajung bine. Ok, nu știu dacă o să încapă toate alea aici. Nu știu dacă o să încapă, dar încercăm să le punem pe toate. Ho, bă, ho. Hăți, rămâi aici. Nu știu ce am pus acolo, oi și oi 1, dar... Știu că faza e că testam. Gen, chiar fucking testam. Păi, ăștia pot să iau... Ia, 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 ia. F1. A, U. Hai că pot dacă e ceva. Bă, mi-ați dat țeapă frieți voi ai naibii. Da, mi-au dat țeacă băieții. Ok. Bă, deci aparent văd că tot îmi scade FPS-ul cu ăsta. Chiar îmi scade fucking FPS-ul și nu știu, înțeleg. Deci fiți atent, dacă vă, nu știu, v-aș face o poză și aș pune la început cu FPS-ul. Gen, un print screen, dar posibil să uit, deci cred că mai mult ca sigur să uit și eu în plus nu editez.
Da, deci eu nu editez, adică imediat ce-l scot din OBS, fucking OBS, îl pun pe YouTube, fiindcă n-am ce să editez, doar dacă zic vreo prostie și în general vorbesc mereu prostie, dar aia e, mai bine îl las așa, deci, bam, e bine, ok, Hâțleanu, bă, sper să încapă toate astea, ma, stai și că le-am pus bine, ești nebun, dă, mă, n-ai. Fuck. Ok. Bă, o să, cred că o să le încarc și o să revin într-o secundă. Fiți atenți. Mamă, deci dacă îi vedeați, what the fuck? Știi cum se balansa, mă, din stânga în dreapta? Fiți atenți cum i-am pus. Da, s-a dus naibii ăla cu o secundă, fiindcă... Bă, ce ai, mă? Ok, nu se ce avea, ești nebun? Ok. Ok. Bam. A, du-te, mă, pica pe partea asta, altă fesar. Câții tăi de palete. Palet. Air. L-am prins. O să merg ca dracu. A, hai să mergem. Hai la drum, drum, drum. Dar nu știu cum o să ajung. Spinnerii, please, condu-mă. Spinnerii, a, da, alu, l-am acolo direct, nu știu cum o să ajung cu astea. Urați-mi mare noroc acolo în chat. Hai să scot autodrive-ul de aici, fiindcă mă, nu știu, cum v-ar plăcea mai mult aici în stânga sau să-l pun. Dar haide mă, ciocanul că nu mai merge. Uite aici. Fițar gâții. Tăți așa. Bam. Cum ar fi mai mișto? Ziceți voi. Nu știu, mie place mai mult așa, gen, îmi place mai mult acolo la hartă, frumos, dar normal că o să-l pun eu mai ca lumea și trebuie să merg mai încet cu merțanul meu, că am doi paleți pe stânga, am uitat să pun, eu le pierdeam pe drum, îți dai seama că dacă intram în interior, rămâneam drept fără lână. Bam, a intrăm în interior, băgam repede un, bam, nu! Dar tot e prins. Da, e prins, mă. Mamă, cum s-a făcut. Cum pui mi-a făcut asta? Nu știu. Vai să moară Gigel și că fiți atenți, deci... Vai să moară, Franța. Când ești prea zgârcit să mai cumpere o remoarcă. Iată-lea. Mim. Să moară Gigeluc. Fiți atenți aici, că de nu mă duc eu treacă până la sfârșitul videoclipului. Mamă, scuzați-mi limbajul vulgar. Ai că vulgar dacă e ceva. Ok. Bă, apare, nu știu dacă filmează mai bine. Am pus videoclipul ăla cu Farming Simulator 15, acela este tot filmat pe setările astea de la OBS. Și sincer chiar nu l-am testat. Chiar nu l-am testat. În momentul de ăsta cum ar veni 15 lei ar trebui să se pună mâine. Nu știu dacă înțelegeți logica. Dar na. Eu fac cum ar veni mai multe episoade și le pun deodată și le programez ca lume, ești nebun? Gen, e, am intrat bine, ok. Deci avem 307 de bani, mă, îți dai seama că alea 80 de tone de rapiță câte făceam? Ok, văd că se vând. Le dăm un L. Am scos 2000, bă, nu știu dacă e un preț tocmai bun. Ăștia cred că mi-au dat mare țepană. Hop, caz acolo. Și astea le arunc de aici, fiindcă nu am chef să... A, am înțeles. Du-te jos, du-te și tu. Da, n-am scos mare, n-am scos mai nimic, ești nebun? Bă, dacă tot eram pe aici, trebuia să fac un traseu. Fac, de nu mi-am dat eu seama, mă. Nu mi-am dat seama. Chiar făceam. Chiar fac, mă, ce mare e terenul ăsta. Ok. Oricum, noi să ne luăm cum ar veni pe astea din față. Și o să fie super mișto. Ok, dar înainte o să ne cumpărăm o pădure, o să mai vând eu niște chestii, nu știu ce cuvânt, dar o să vând ceva. Cred că mai fac o manevră cu fertilizatorul. Cel mai probabil, asta e, dacă vedeți bani, de acolo ai și sigur. Merge repede acasă, după care o să îmi continui eu treaba, fiindcă mai am o grămadă de treabă. Și trebuie să-mi cumpăr și o remorcă nouă, deci, da. Unde trec mă dumă? What the fuck? Ok. Bine, o să continuăm treaba și off camera mai mult și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.